Bună ziua, PSD Slobozia! Stimați colegi, și vă mulțumesc că ați fost din nou alături de noi ca de fiecare dată. Vreau să salut, bineînțeles, prezența în sală și a mass-mediei ialomițene. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor! Suntem astăzi aici pentru că avem o triplă lansare de candidați. Așa cum știți, în data de 9 iunie o să avem alegeri locale pentru Primăria Slobozia, pentru Consiliul Local, pentru Consiliul Județean Ialomița și pentru Parlamentul European. Cred că este pentru prima dată când PSD Slobozia, cel puțin din câte îmi amintesc eu, și cred că îmi amintesc bine, când avem șansa să câștigăm toate cele trei competiții. Și o să încep cu bunul meu prieten și coleg, domnul deputat Ștefan Mușoi. Deputat de Ialomița, președintele Comisiei de Afaceri Europene în Parlamentul României și locul 17 pe lista PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare, poziție pe care noi cu toții o considerăm eligibilă și urez succes lui Ștefan. Și cred că pot să spun, ca președinte de organizație, că din punctul meu de vedere, Ștefan este unul dintre cele mai bune produse ale PSD Slobozia. Tot în 9 iunie, domnul președinte Marian Pavel, președintele Consiliului Județean și președintele PSD Ialomița, intră într-o nouă luptă, pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean. Domnule președinte, vă susținem. Vă susținem atât pe dumneavoastră, cât și pe consilieri județeni pe care o să-i propuneți. O mare parte dintre ei sunt colegii noștri de la PSD Slobozia și pentru asta vă mulțumim și cu siguranță o să avem un scol excepțional la Slobozia. Și nu după importanță am pus această ordine, am lăsat intenționat candidatura primarului nostru, slobozeanul nostru, colegul nostru, omul care a fost alături de mine și de noi în ultimii 4 ani necondiționat. Și aici mă refer la Alexandru Potor. Am lăsat bătălia pentru Slobozia ultima, pentru că cu siguranță este cea mai grea bătălie politică pe care PSD Slobozia o va avea. Însă, această bătălie este cea mai dragă sufletului meu și cu siguranță cea mai dragă sufletului dumneavoastră. Pentru că știu că în data de 10 iunie primarul orașului municipiul Reșița de Județ Slobozia o să fie Alexandru Potor. O să-i dau cuvântul președintelui nostru, domnul Marian Pavel. Mulțumesc, Ștefan. De fapt, domnule președinte țintă, doamna deputat, domnule deputat, domnilor consilieri locali și județeni, stimați colegi. Este într-adevăr, cum spunea Ștefan, cea mai importantă bătălie la Slobozia. Și este cea mai importantă nu pentru că ne-o dorim noi foarte mult, pentru că singura soluție reală pentru Slobozia este Alexandru Potor. Fiecare dintre cei care intră în competiție pentru primăria Slobozia declară, și pe unii din ei chiar și cred, că își doresc binele comunității, că vor să dezvolte comunitatea. Ceea ce îl diferă și îl deosebește pe Alexandru de toți ceilalți este pentru că el și știe cum să o facă. Vă spune unul care a lucrat 4 ani cu Alexandru Potor în Consiliul Județean. Tot ceea ce s-a întâmplat în acești 4 ani, în mare parte, este meritul lui. Alexandru este genul de om care înțelege, care are expertiză, care este foarte bine pregătit și știe ce are de făcut. În Slobozia sunt foarte multe lucruri de făcut. Din păcate, sunt foarte multe lucruri care au rămas în urmă. Singurul care poate să rezolve problema asta este Alexandru Potor. Alex! Vorbea Ștefan de cea mai puternică organizație PSD din Ialomița și așa este. Sunteți astăzi aici, probabil, peste 600 de oameni.
un bun prieten al nostru, mentorul nostru, regretatul președinte Ciupercă, spunea așa: dumneavoastră sunteți foarte importanți, dar și mai importanți decât mine și decât dumneavoastră sunt cei de afară, cei care ne votează de fiecare dată și au așteptări de la noi. Haideți să ne dezamăgim, haideți să ieșim în număr cât mai mare la vot, haideți să facem pe Alexandru primar la Slobozia. Eu sunt sigur că lucrul ăsta se va întâmpla. Noi la PSD ne-am obișnuit să lucrăm în echipă. În PSD, Ialomița, nu există oameni providențiali, există echipe foarte bune. Echipa Marian Pavel în ultimii 4 ani a construit și a pregătit ceea ce urmează să se întâmple pe 9 iunie. Pe 9 iunie vom câștiga peste 50% la Consiliul Județean, vom avea peste 50 de primari și cel mai important lucru, vom avea primăria municipiului Slobozia. Am și multe de spus, dar astăzi este despre Potor, despre dumneavoastră, despre Slobozia și este bine ca să vedeți ceea ce vrea să facă Alexandru, să-i cunoașteți platforma. Pentru că veți intra cu toți în campanie. Fiecare din sala asta sunteți Alexandru Potor. Veți merge pe străzile dumneavoastră, la locurile dumneavoastră de muncă și veți explica la fiecare de ce trebuie să-l voteze pe Alexandru Potor. Astăzi Alexandru vă va explica lucrul ăsta de ce, cum și în cât timp va rezolva problemele din Slobozia. Alexandru, te felicit Ștefan și să avem o zi bună. Vă pup! Urmează un deputat, Ștefan Mușui. Bună ziua, Slobozia! Ștefan, mulțumesc foarte mult pentru cuvintele generoase. Este adevărat că avem o triplă lansare de candidați, dar astăzi este despre Alexandru Potor și despre organizația PSD Slobozia, cea mai puternică organizație PSD din județul Ialomița și meritați toate aplauzele și aprecierile noastre. Și trebuie să recunosc că sunt și mândru și mă simt și onorat să vorbesc în fața dumneavoastră, dar mă încearcă și un sentiment de bucurie când văd că este sala arhiplină. Mi-aduce aminte de momentele când organizația PSD Slobozia avea primarul municipiului Slobozia și mi-aduce aminte de vremuri bune. Dar trebuie să fiu sincer până la capăt și să vă spun că personal cred că astăzi organizația PSD Slobozia este cea mai puternică organizație pe care a avut-o vreodată municipiul Slobozia. Iar acest lucru se datorează în primul rând leadership-ului demonstrat de Ștefan Țintă, căruia nu i-am spus de foarte multe ori acest lucru, dar aici, în fața dumneavoastră, vreau să recunosc că Ștefan Țintă a făcut din organizația PSD Slobozia cea mai puternică organizație din ultimii 30 de ani. Felicitări, Ștefan! În același timp, organizația PSD Slobozia este mai puternică și mai numeroasă astăzi și pentru că avem cel mai bun candidat pentru primăria municipiului Slobozia, Alexandru Potor. Felicitări, Alexandru! Nu în ultimul rând, organizația PSD Slobozia este puternică pentru că fiecare dintre dumneavoastră aveți o valoare individuală și dați o valoare colectivă a acestei organizații, dar și pentru că organizația PSD Slobozia s-a reîntregit și vreau să-i urez bun venit lui Adrian Mocioniu încă o dată. Bun venit acasă, Adrian! Și cred că pentru prima dată în istoria PSD Slobozia avem oameni care s-au alăturat acestei echipe din echipa adversarilor politici. Și aici sunt oameni care au venit din cea mai puternică echipa adversarilor noștri de astăzi și vreau să menționez că avem printre noi un lider, un fost lider PNL, care astăzi este, va deveni un lider PSD și vreau să o aplaudați pe colega noastră de astăzi, Mihaela Stoica. Bine ai venit, Mihaela! Vorbeam cu ea pe holul acestei case de cultură și îmi spunea că ea nu și-a trădat partidul, a venit aici pentru că are anumite valori morale. Valori morale pe care le împărtășește cu Alexandru Potor și cu fiecare dintre dumneavoastră. Aceste valori care ne-au adus împreună echipa, prietenia, colegialitatea și principiile care ne ghidează pentru a oferi Sloboziei cel mai bun candidat al municipiului Slobozia. Felicitări încă o dată, Alexandru! Dar să nu uităm de ce am venit aici.
O să spun și eu câteva lucruri despre Alexandru. S-au spus multe lucruri de-a lungul timpului, dincolo de competențele sale profesionale pe care le-a demonstrat în 4 ani de zile la Consiliul Județean Ialomița ca și manager. El are și o vastă expertiză guvernamentală. A fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii și a dovedit competența acolo și are și o relaționare foarte bună cu instituțiile europene. Și sunt convins că împreună cu echipa de consilieri locali, împreună cu Gabi Mușat, viceprimarul, și cu Adrian Mocioniu, administrator public al municipiului Slobozia, va reuși să dea Sloboziei cele mai frumoase proiecte pentru care fiecare dintre noi luptăm și gândim. Și îmi doresc de la Alexandru Potor și de la echipa de consilieri locali ca tinerii noștri, copiii mei și ai dumneavoastră să nu mai plece din Slobozia. Să poată să-și desfășoare aici o activitate economică, să-și poată face o afacere care să aducă plus valoare economiei locale, dar să atragă și investiții mari care să genereze locuri de muncă bine plătite în Slobozia, iar Slobozia să fie pusă pe harta marilor investiții din România. Alexandru, împreună cu Ștefan Țintă, cu Adrian Mociuniu, cu Gabi Mușat, cu Mihaela Stoica, cu toți ceilalți colegi, cu fiecare dintre dumneavoastră și cu voia mea, dacă voi ajunge europarlamentar, vom face un parteneriat puternic și împreună îmi doresc să dezvoltăm Slobozia și să dăm acea față Sloboziei pe care o merită de atâția ani de zile. Să continuăm un proces de modernizare început de Adrian Mocioniu, de pe vremea când era primar, și să venim cu proiecte de anvergură, de valoare pentru Slobozia, care să pună, așa cum am spus, Slobozia pe harta marilor orașe din România. Alexandru, îți doresc succes. Doresc succes întregii echipe de consilieri locali. Doresc succes organizației PSD Slobozia. Succes, Alexandru Potă! Urmează președinta organizației de femei a PSD Ialomița, domnișoara deputată Raluca Dumitrescu. Ziua. Domn președinte Țintă, pot să vă felicit. Aveți cele mai multe doamne și domnișoare în sală. Felicitări! Doamnelor, bine ați venit! Domnișoarelor, bine sunteți cu noi! Domnilor, să știți că acolo unde sunt femei, există capacitatea de a avea plus valoare. Și nu pentru că dăm viață, nu pentru că noi avem grijă de casă și de gospodărie, nu pentru că noi suntem în spatele fiecăruia dintre dumneavoastră ca să vă fie mai bine, ci pentru că noi femeile și știm, și vrem, și putem să dăm sensul unei societăți. Iar noi astăzi, femeile din Slobozia, suntem alături de Alexandru Potor. Mă leagă de Alexandru Potor o muncă din 2000, cred că 1 sau 3, de când am început să facem prima campanie și cred că pot să spun cu determinare că aveți cel mai bun, sau avem cel mai bun candidat pentru primăria municipiului Slobozia. Pe Alexandru îl caracterizează performanța, omenia, responsabilitatea și dorința ca mâine să fie mai bine ca azi. De aceea, doamnelor, am mare nădejde că noi împreună, în 9 iunie, vom da Parlamentului European pe Ștefan Mușoiu. Să știți că eu am un gând foarte ascuns vis-a-vis de faptul acesta. Ștefan pleacă și mai tânărul nostru coleg, Alin Potinchem, va fi coleg de bancă. Nu se știe. Noi așteptăm. Doi la mână. În altă ordine de idei, președintele nostru, Marian Pavel, cred că are deja mandatul nou scris. Nu există cineva care să poată să treacă de forța, performanța și responsabilitatea lui Marian Pavel. Și să nu uităm un lucru. Marian Pavel, dintre toți președinții pe care Partidul Social Democrat i-a avut, a fost unitate, a fost liant, a fost echilibru. Și mă uit aici la domnul Gigi Petre.
care este unul dintre cei mai vechi oameni ai administrației publice locale și care astăzi este parte a echipei PSD Ialomița. Domn prefect, sincer, voiam să vă felicit la sfârșit. Cred că prefectura în Ialomița s-a înființat odată cu domnia sa, nu? Bine ați venit, domnul! Mă bucur să văd alături de noi în sală că avem pe lista de Consiliu Local 11 femei. Din cei 27 de consilieri locali pe listă, aliniați, 11 sunt femei. Și asta dovedește că Ștefan Țintă, că Marian Pavel au încredere că noi putem să facem să fie mai bine. Deci, doamnelor, mă bazez pe dumneavoastră, mă bazez că îi aduceți și pe domn la vot, că nu uitați nici pe mama, nici pe soacra, că nu uitați pe nimeni drag care știți că ar putea să ne ajute să fim victorioși în 9 iunie. Mulțumim, Raluca! Urmează vechiul și în același timp noul nostru coleg, primarul orașului Slobozia, într-un mandat, zic eu, foarte bun, de care o să vorbim puțin mai târziu, Adrian Mocioniu. Dragi prieteni, sunt emoționat la întoarcerea mea să vă vorbesc după 8 ani de zile de când am candidat și cred că am făcut lucruri bune în mandatul pe care l-am avut cu mulți dintre dumneavoastră. Avem multe aturi ca să câștigăm aceste alegeri și nu doar datorită faptului că totuși după niște ani suntem împreună. Vreau să-i mulțumesc lui Ștefan Țintă pentru modul în care ne-a primit atât pe mine cât și pe colegii noștri. Și cu siguranță organizația este mult mai puternică. Un alt atu important este că sunt sigur că a venit momentul ca Alexandru Potor să fie primar. Și cunosc pe Alexandru Potor de când, acum cred că 15 ani, era președintele organizației de tineret. Și cred că chiar a trecut prin toate etapele ca să aibă un CV impresionant și maturitatea necesară ca să conducă destinele acestui oraș. Această candidatură și ulterior, când cu ajutorul dumneavoastră va câștiga, reprezintă pentru el o asumare și o responsabilitate, pentru că avem foarte multe lucruri de făcut în orașul nostru. Sunt onorat și mă bucur că fac parte din echipa lui și îmi voi pune la dispoziție atât experiența pe care am avut-o, cât și toate energiile pentru a face lucruri bune pentru cei care au foarte multe speranțe de la noi. Faptul că noi ne asumăm această guvernare locală prin Alexandru Potor, guvernarea județeană prin Marian Pavel, și avem și reprezentant la Bruxelles, dă multe speranțe oamenilor pentru mai bine. Dar până vom câștiga, fiecare dintre dumneavoastră, fiecare dintre noi, atunci când ieșim din această sală, trebuie să ieșim, pentru că noi îl cunoaștem, îi știm foarte bine calitățile lui Alex, trebuie să-l cunoască fiecare vecin pe care îl avem, fiecare prieten și să mergem să-i spunem ce a făcut Alex până acum și toate lucrurile pe care le-a făcut, mai ales cifrele importante pe care le-a avut în ultimii 4 ani, când a reușit să coordoneze o echipă care a făcut 98% absorție din fonduri europene, nu a ratat niciun proiect, nu a ratat nicio oportunitate. Eu cred că asta are nevoie Slobozia. Are nevoie de un primar normal, un primar pregătit pentru așa ceva, un primar care să aducă bani la Slobozia, din fonduri europene, din fonduri guvernamentale,
iar fondurile locale să le folosească pentru mai binele nostru al tuturor. Și aici mă refer la toți cetățenii din municipiul Slobozia. Alex, îți urez mult succes. Energiile pe care le vei pune atât în campanie cât și după aceea trebuie să ne ducă la un mandat de mare succes. Și sunt sigur că peste 4 ani de zile ne vom întâlni tot aici și vom arăta oamenilor foarte multe lucruri bune pe care le-am făcut. Mult succes! Mulțumim, Adrian! Bine revenit acasă încă o dată! Urmează un coleg drag mie, omul care în ultimii 4 ani a dus lindardul PSD Slobozia în interiorul primăriei, cam singura ușă deschisă pe care am găsit-o acolo în ultimii 4 ani. Domnul viceprimar Gabi Mușat. Doamnelor și domnilor, nu am avut până acum ocazia, sau am avut ocazia până acum, dar nu am spus-o. E, acesta este momentul cel mai important pe care vreau să-l transmit din partea organizației municipale, a președintele nostru Ștefan Țintă și a tuturor membrilor. Domnule Pavel, meritați cele mai sincere felicitări pentru tot ce ați realizat în municipiul, în județul Ialomița. Cea mai performantă administrație cu oameni de o competență cum rar am văzut. Tot ce s-a întâmplat în acești 4 ani în județ, în municipiul Slobozia, ne-a făcut să avem o doză mare de optimism. Am stat 4 ani de zile în Consiliul Local cu niște consilieri dragi nouă, mie și celorlalți colegi, și vreau să le mulțumesc pe această cale pentru tot ce au făcut în acești 4 ani. Vreau să urez noilor noștri colegi care vor veni în mandatul 2024-2028 mult succes. Va fi foarte mult de muncă, dar avem o echipă cu oameni foarte competenți. Despre colegul și prietenul meu, Alex Potor, ce am remarcat noi în acești 4 ani este că niciodată n-a lăsat impresia că vrea să devină un politician. Nu. Din contră, Alex Potor a lăsat această impresie că este mai înainte de toate un cetățean bun. A făcut cele mai multe lucruri pentru acest oraș și pentru acest lucru trebuie să-l felicităm din toată inima. În final, îi doresc domnului eurodeputat Ștefan Moșoiu mult succes. Sunt sigur că va reprezenta interesele României la cel mai înalt nivel. Domnule președinte Țintă, să lăsăm cezarul și acezarul. Domnul Alex Potor, viitorul primar al municipiului Slobozia. Da, mulțumim, Gabi. Așa cum a zis și Gabi, am avut o echipă formidabilă în interiorul primăriei Slobozia, echipa de consilieri, însă vreau să cred că orice lucru bun poate fi îmbunătățit. Și tocmai de aceea ne-am gândit foarte, foarte bine în interiorul organizației, într-o ședință mai mult decât democratică, cine să fie cei 11-12 consilieri pe care PSD Slobozia îi va avea în mandatul 2024-2028. Cei care au fost acolo știți cum au decurs lucrurile, s-au făcut propuneri, s-a votat și la sfârșit, după 2 ore de dispute, am ajuns la un numitor comun. Primul de pe listă, bineînțeles că este candidatul nostru, dar din nou pe el o să-l las ultim, pentru că o să vreau să ne spună ce vrea să facă pentru Slobozia și care sunt soluțiile lui pentru problemele pe care Slobozia le are. Așa că o să începem cu numărul 2 de pe listă, cu voia dumneavoastră, subsemnatul, președintele organizației, Ștefan Țintă, 38 de ani, de profesie economist, ocupa
ocupație administrator de firmă. Mă cunoașteți foarte, foarte bine cu toții. Sunt căsătorit, am doi copii, sunt slobozean. Aici am crescut, aici am fost educat și aici vreau să rămân. N-am niciun gând să plec nicăieri, tocmai de aceea mă lupt alături de noastră pentru Slobozia. Următorul, domnul viceprimar, actual și viitor, Gabi Mușa. Hai lângă mine, Gabi. Viitorul city manager al orașului Slobozia, domnul Adrian Mocioniu. O doamnă veche membra a PSD Slobozia, reprezentanta Partidului Pensionarilor Uniți în Consiliul Local Slobozia, doamna Ani Roșu. Doamna Ani se ocupă de câțiva ani de destinele pensionarilor noștri și cu siguranță se va ocupa în continuare. Sunt convins că alături de Alexandru o să facă foarte multe lucruri bune pentru seniorii noștri. Reprezentantul cartierului Slobozia Nouă, domnul Gabi Meglen. Este vicepreședinte al organizației noastre, este inginer electronist și lucrează la, este ca expert IT la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Felicitări, Gabi! O colegă nouă, dar cu siguranță foarte, foarte valoroasă pentru organizația noastră, o doamnă în care am mare încredere și o să vreau să vă rog să aveți și dumneavoastră încredere, pentru că sunt convins că o să fie o voce foarte pertinentă în Consiliul Local Slobozia, doamna Mihaela Stoica. Un alt vicepreședinte al organizației noastre, unul dintre oamenii care ne reprezintă în Spitalul Județean de Urgență Ialomița, Iulian Cântăbine. Iulian are în subordine un număr impresionant de doamne și domni, infirmieri, brancardieri și sunt convins că va spune o vorbă bună pentru Alexandru. Tot din cadrul Spitalului Județean. Actualul nostru consilier local și viitor, o doamnă în care avem mare, mare încredere și bază, Daniela Dumitrescu. Președintele TSD Ialomița, Dragnea Florin. Actual consilier local, fost membru pro-România, actualmente PSD Slobozia, un tânăr de mare perspectivă, Ștefan Sofronescu. Unul dintre cei mai vechi membri ai PSD Slobozia, actualmente consilier local, domnul Ilie Eugen. Omul care va reprezenta în Consiliul Local cartierul Bora, domnul Mihai Petre. Trebuia să avem și un profesor în Consiliul Local, la fel un tânăr în care avem încredere și sunt convins că va avea o voce foarte puternică acolo, domnul profesor Vasluianu Bogdan. La fel de vechi și experimentat în cadrul PSD Slobozia, un om a cărui experiență nu poate fi contestată, domnul inginer Gheorghe Puia. Și avem nevoie acolo și de un sociolog. Așa s-a votat. Mihaela Coșocariu. Președintele organizației numărul 25 și secretarul general organizației de femei, doamna Micu Mărioară. O doamnă pe care eu o iubesc foarte mult și care a fost întotdeauna alături de mine, încă din prima zi în care am fost președinte al acestei organizații, o doamnă care cu siguranță o să meargă în Consiliul Județean,
însă mi-am dorit foarte tare să fie alături de noi și pe această listă. Doamna Beciu Elisabeta. Inspectorul general adjunct, domnul Baboi Marian. Și pentru că avem extrem de multe probleme la blocurile din Slobozia, aveam nevoie și de administrator de bloc, domnul Gheorghe Marius, președintele organizației 23. Și pentru că în Consiliul Local sunt multe lupte și câteodată avem nevoie și de o alinare, am zis să luăm și un sociolog, un psiholog cu noi, doamna socială Mihaela. O altă tânără de perspectivă, tot din cartierul Slobozia Nouă, doamna Fira Daniela. Cel mai nou președinte de organizație din cadrul PSD Slobozia, organizația 31. Bravo, Daniel! Nu puteam să nu avem pe listă pe doamna Nedelcu Viorica, unul dintre cei mai vechi militanți ai PSD Slobozia. Și pentru că cu siguranță o să fie nevoie și de cărți, pentru că oricât de multe știm, avem nevoie de cărți în continuare, doamna bibliotecar Năstase Marian. Pentru că legea e lege și trebuie respectată, aveam nevoie și de un jurist. Domnul Aron Rodel. Și ca să facă reclamă proiectelor pe care Alexandru Potor le va face pentru Slobozia, aveam nevoie de un om care să facă producție publicitară. Președintele organizației 29, domnul Iancu Ionuț. Stimați colegi, aceasta este echipa care va lucra alături de Alexandru pentru viitorul orașului nostru. Acum omul care o să deschidă lista. Omul care o să schimbe fața acestui oraș. Și nu în 4, și nu în 8, și mai mult de 12, dar nu, o să schimbe imediat, dar atâtea mandate vreau eu să aibă. Pentru că sunt convins că Alexandru Potter o să fie un primar care o să fie votat în mandatul următor de peste 60% dintre slobozeni și în următorul de minim 70%. Pentru că ce o să facă Alexandru în Slobozia? Alexandru o să facă uitate toate greșelile trecutului. Alexandru o să rezolve toate problemele actuale ale orașului. Și Alexandru o să vină cu o perspectivă de viitor, așa cum noi nu am mai văzut și cum sunt convins că Slobozia merită, luând în calcul anul 2024 în care ne aflăm. Alexandru, îți doresc mult succes și ne vedem la primărie pe 10 iulie. Bună seara! Acum să-i lăsăm pe colegii noștri, cred că să meargă către locurile lor. Nu știu dacă a anunțat asta Ștefan, dar o să rog să-mi fac.
Bună ziua, bună seara, PSD Slobozia! Mă simt acasă. Văd atâtea fețe frumoase, zâmbitoare. Mi-e drag că noi suntem într-o mare familie. Ăsta e cel mai important sentiment care îmi trece prin minte, prin suflet. Vă iubesc pe toți. Mă întreba cineva dacă sunt emoționat. Da, sigur sunt emoționat în fața atâtor prieteni, în fața atâtor colegi. Noi toți suntem o mare echipă, o mare echipă responsabilă. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, pentru a fi candidatul Partidului Social Democrat pentru primăria Slobozia la alegerile din 9 iunie. Se cuvine să adresez mulțumiri speciale președintelui Marian Pavel, prietenul nostru, și președintelui Ștefan Țintă, pentru că împreună cu ei, pe tot acest parcurs, am făcut o echipă extraordinară, care a condus la ceea ce ați și văzut, o propunere de echipă de consilieri deosebită, pe care sunt sigur că o veți aprecia și o veți stima, o echipă care ne va face mândri că suntem peseriști. Poate nu se știu unele lucruri și atunci o să-mi fac o datorie de a spune câteva idei despre mine, câteva lucruri biografice. Sunt tată a trei copii, în primul rând, Elena, Vladimir și Nicolae. Sunt căsătorit de, aproape 10 ani, dar mai puțin de 10 ani, cu Andreea, soția mea, și îi mulțumesc. Sunt absolvent al Facultății de Administrație Publică la Academia de Studii Economice din București și, în același timp, am și o licență în științe juridice. M-am pregătit încă din cele mai timpurii momente ale pregătirii mele profesionale pentru a lucra în administrație. Lucrul acesta s-a întâmplat atât în partea educațională, dar și practică profesională. Am fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Și cu voia dumneavoastră, pentru că dumneavoastră m-ați trimis, în final, 4 ani, administrator public al județului Ialomița, în echipă cu Marian Pavel. Îl amintesc despre Marian Pavel, pentru că am făcut o echipă și fac o echipă excelentă cu Marian. Este un tip extraordinar de dedicat activității publice, activității din Consiliul Județean. Rar mi-a fost dat să văd un om atât de aplecat pentru proiecte, pentru problemele județului, și eu cred că lucrul ăsta s-a văzut. A fost 4 ani de provocări, 4 ani, în schimb, care ne-au adus în fața unor rezultate pe care le consider notabile. Rezultatele acestea nu sunt singulare, nu au fost obținute doar de Alexandru Potor sau de Marian Pavel. Am lucrat cu o echipă excelentă la nivelul Consiliului Județean, sunt colegii mei, unii dintre ei poate că sunt și prin sală. Vreau să le mulțumesc pentru 4 ani de lucru împreună, 4 ani de echipă, și vreau să vă asigur că această echipă va fi și la Primăria Slobozia. O chestiune de interior. Din primul moment în care am mers la Consiliul Județean, mi-am dorit să direcționez o parte din energia noastră, a Consiliului, a noastră personal, pentru proiectele din Slobozia. Poate ați văzut, sunt foarte multe investiții care se desfășoară pe platforma Spitalului de Urgență din Slobozia. Acestea beneficiază întregului județ, dar în principal beneficiază slobozenilor. Am depus poate cel mai ambițios proiect de eficientizare energetică din regiunea Sud-Buntenia, prin care foarte multe dintre instituțiile de învățământ din Slobozia, licee, școli, grădinițe, vor căpăta o nouă față, au primit finanțare și, în mod sigur, vor fi schimbate după 9 iunie 2024, în mai bine. De asemenea, multe proiecte care vizează reabilitarea clădirilor publice din Slobozia, Centrul Cultural Ionel Perlea, Centrul Militar Județean, Muzeul Județean, Școala Specială Ion Teodorescu și așa mai departe, sunt clădiri publice frumoase, care au fost realizate prin investiții al acestei echipe de la Consiliul Județean. Din păcate, Slobozia
a fost câștigată în 2020 de o altă echipă pe baza unor promisiuni care nu s-au realizat. Și aici, cred că toții suntem conștienți, s-a promis rezolvarea asfaltărilor, problema calității apei, închiderea proiectului din Piața Revoluției. Toate lucrurile astea, din păcate, nu s-au rezolvat. Au fost preluate în 2020 multe dintre proiectele administrației PSD, administrație condusă de Adrian Mocioniu, pe care îl salut și eu personal în momentul de față și mă bucur enorm că face parte din echipa noastră, mă bucur enorm că a acceptat să fim parteneri în viitorul mandat la Primăria Slobozia și în mod sigur să facem lucruri deosebite pentru municipiul nostru. Consider din motivul ăsta, pentru că lucrurile n-au fost bune din 2020 până în 2024, că la primărie trebuie să vină o echipă de specialiști, o echipă de profesioniști. Nu ne putem permite să experimentăm în continuare cu oameni care nu știu ce înseamnă administrație, cu oameni care nu au viziune. Un prieten de-al meu spunea, administrația nu se învață la fața locului. Administrația se învață în școală, în facultate și în funcții executive cu responsabilitate mare. Eu asta am făcut alături de echipa de care vorbesc și această echipă vine să câștige Primăria Slobozia pe 9 iunie. Unii dintre prietenii mei îmi spun că de multe ori vorbesc prea tehnic, prea detaliat. O să vreau să vă prezint câteva detalii ale proiectelor pe care le avem pentru orașul nostru, proiectul nostru pentru orașul Slobozia. Dacă mă ajută colegii, cred că au și expus primul slide. Am încercat să sintetizez câteva dintre propunerile noastre. În primul rând, în zona de infrastructură. Știți cu toții, Slobozia are nevoie de investiții puternice. Partea de parcări este una foarte sensibilă, de-aia am și pus-o în topul listei noastre. E un proiect foarte drag care a fost propus de Adi Mocioniu, asfaltarea, reabilitarea sistemului rutier pe Mater Basarab, dar această reabilitare trebuie să fie făcută cu responsabilitate, în așa fel încât mașinile care sunt pe Matei Basarab să ajungă în niște parcări. Acestea nu există în momentul de față, din păcate, și atunci una dintre prioritățile imediate ale echipei noastre este să realizăm aceste parcări. Vom finaliza proiectul Piața Revoluției cu o soluție de acces rapidă în această parcare subterană, pentru că, din păcate, soluția care a fost propusă acum de actuala administrație este foarte costisitoare. Asfaltarea în cartierele Slobozia Nouă și Bora. Poate că ar fi fost mai bine poziționată mai sus, dar n-am vrut să atac așa un subiect foarte sensibil și dureros, pentru că cetățenii din Slobozia Nouă și din Bora resimt dureros acest lucru, de prea multe ori s-a promis și nu s-a făcut. Vreau să vă spun că noi, consilierii PSD, am votat în bugetul orașului sumele necesare pentru asfaltarea străzilor din Slobozia Nouă și din Bora și să știți că acestea vor deveni realitate. E o promisiune pe care o vom respecta. Vom recupera fondurile care astăzi sunt blocate, aproape 440 de miliarde de lei vechi, într-un proiect ciudat, o să-i spun, o centură de nord care trece la mai mulți kilometri de orașul nostru, care nu servește deocamdată nimănui. Acei bani trebuie să fie recuperați și trebuie să fie aduși pentru lucrări de infrastructură despre care vorbeam, lucrări în interiorul orașului. De asemenea, o solicitare foarte importantă să reabilităm intrările din Slobozia, Brăilei, Filaturii și Șoseaua Amarei. Aici mă bazez pe un parteneriat cu Consiliul Județean. Am vorbit deja acest lucru cu prietenul nostru, cu Marian Pavel, și sunt sigur că vom avea și susținere din partea lui. Creșterea calității apei. Vă spun foarte clar, de la bun început, că nu ne e frică nouă echipei PSD să abordăm cele mai dificile subiecte. Într-adevăr, problema calității apei este reclamată pe bună dreptate de cetățeni. Vreau să vă confirm încă o dată că în calitate de consilier local, reprezentanții PSD și sunt în sală colegii, am depus în 2022 o inițiativă a consilierilor pentru realizarea unui sistem de clorinare, modernizarea stației de clorinare a apei, pentru instalarea unui sistem de filtrare cu cărbun activ și pentru înlocuirea conductelor de metal rămase în rețea. Acest proiect a fost ignorat de actuala administrație. Din acest motiv l-am trecut primul sau între primele pe lista investițiilor noastre, din primul moment în care vom fi în Primăria Slobozia, pentru că aceste investiții vor ameliora semnificativ calitatea apei. De asemenea,
o să scădem prețul apei și e o promisiune că prețul apei va scădea. Știu cum se face lucrul acesta, prin investiții în rețea cu fonduri europene și fonduri naționale. De asemenea, vom susține cetățenii pentru a se branșa individual și pentru a avea conturizare individuală. În zona de educație am vorbit deja despre un proiect foarte important și foarte drag legat de reabilitarea clădirilor cu scop educativ. Și aici nu o să le citesc chiar pe toate. Școala 3, școala 2, grădinița Piticot, Dumbrava Minunată și toate liceele importante ale municipiului nostru, toate, pentru că și pedagogicul va fi finanțat din PNRR. Vom continua realizarea creșelor în locații, în cartiere unde sunt mulți tineri și de asemenea ne propunem să construim noi clădiri educaționale. Este o linie de finanțare pe care o urmărim din finanțare de la, din programul regional ADR Sud Muntenia. Timp liber și natură. Este o fotografie aici pusă, nu este actuală, dar mi este foarte dragă, pentru că evocă un moment, o perioadă în care Slobozia era un paradis verde. Acest lucru vreau să-l avem din nou în Slobozia după 9 iunie. Vrem să întreținem și să extindem locurile de joacă. Din păcate, locurile de joacă, după cum știți, locurile de joacă sunt, da, ați observat, și cele dintre blocuri și cele din cartiere sunt destul de părăginite. Eu vreau să îmi aduc cu mare și mi-aduc aminte cu mare plăcere activitatea lui Adi Moceniu și a echipei lui și a lui Gabi Mușat de până în 2020. Locurile de joacă aveau o calitate excelentă. Ce s-a întâmplat în 4 ani de zile înseamnă o delăsare. Și ați văzut cu toții obiecte rupte, mizerie, iarbă crescută alandala. Am zis că vom modeliza parcurile Sloboziei și sunt câteva proiecte concrete. Nu o să le dezvolt acum pentru că ar trebui să vă țin foarte mult și să vă repez din timp. Și o să protejăm, insist, să protejăm arborii și spațiile verzi, pentru că de prea multe ori se taie alandala pomii importanți. Reabilităm Casa de Cultură a Sindicatelor și o introducem circuitul evenimentelor publice. De-aia mi-e dragă această fotografie, pentru că cuprinde un pic un colț și din Casa de Cultură a Sindicatelor. După 30 de ani, trebuie să recuperăm acest obiectiv pentru Slobozia. Vreau să vă spun despre o altă inițiativă a consilierilor PSD pro-România la momentul respectiv, împreună, în care în 2023, la sfârșitul anului, am propus și am adoptat o hotărâre de Consiliu Local pentru trecerea în patrimoniu municipiului Slobozia acestui obiectiv cultural extrem de important. Vreau să spun că ăsta nu e un proiect împotriva cuiva, să nu existe această temere. Acesta este un proiect pentru comunitate. Avem o clădire mult prea importantă în mijlocul orașului care este nefolosită. Și bineînțeles, vom continua, pentru că și noi, consilierii PSD, am votat proiectele Freeland, Festivalul Freeland, și vrem să dezvoltăm fenomenul discorin cu tot ce este asociat. Dezvoltare economică. Nu poate exista o comunitate sănătoasă, curată, fără locuri de muncă și, foarte important, locuri de muncă bine plătite. Pentru că asta este o problemă foarte mare, inclusiv la Slobozia. Sunt locuri de muncă, dar cu salarii foarte mici. Ne dorim ca prin activitatea autorității publice locale, a primăriei Slobozia, să asigurăm dezvoltare economică. Vom extinde parcul industrial Slobozia cu faza a doua. Vom susține activitatea companiilor care stabilesc sediul în Slobozia, pentru că și asta este un lucru foarte important. Sediul stabilit în Slobozia înseamnă mai mulți bani la bugetul local, bani care pot fi utilizați pentru bunăstarea acestui oraș, pentru bunăstarea cetățenilor. Vom pune la dispoziție investitorilor teren și utilități aferente cu condiția înființării de locuri de muncă. Locuri de muncă bine plătite. Acesta este un obiectiv extrem de important. Și da, vom sprijini și noi, în trendul european și cel de bun simț, până la urmă, învățământul dual, pentru că învățământul dual este o soluție pentru tinerii care doresc să se pregătească pe această parte, nu doar teoretică, dar și practică, pentru a intra cât mai repede în producție după ce termină
învățământul. Programe pentru tineri. E o situație foarte dragă mie aceasta. Mă gândesc cu mare simpatie la toți cei care doresc să-și facă o casă. Vom acorda noi locuri de casă pentru tineri. Lucrul ăsta se poate face. Păcate a fost ținut așa cu frâna de mână, părerea mea, dintr-un scop electoral. Și nu o să dezvolt mai mult lucrul ăsta. De asemenea, ne vom bate să avem următoarele blocuri ANL aprobate. Din păcate, în momentul de față, cred că sunt doar 52 de unități locative în 4 ani. Putea fi mult mai mult la Slobozia. Vom construi noi clădiri dedicate specialiștilor în educație și celor care lucrează în spital pentru a atrage specialiști, în mod special cei tineri care pot să lucreze în spital, în licee, în școli și grădinițe. Sportul. E oarecum în prezentarea mea ultima secțiune. Ea este mai vastă, dar repet, am vrut să o țin scurtă pentru a nu lungi prea mult întâlnirea noastră. Sportul. Vom reface contractul pentru sala polivalentă. Ați văzut că se anunță, sau s-a anunțat și prin mass media, că acest contract, această sală polivalentă, a fost trasă, hai să zic, în ghilimele, pe linie moartă. E păcat că după 4 ani de zile, după ce echipa condusă de Adi Mocioniu și de Gabi Mușat și de Rudi Gradea au reușit să obțină finanțare de la CNI pentru această sală polivalentă, după 4 ani de zile, nu anunțăm decât că nu se mai realizează. Eu vă spun că vom recupera acest obiectiv și vom avea finanțare în continuare. Vom finanța cluburile pentru discipline sportive diferite, diverse. Pentru că în Slobozia nu este doar fotbal, în Slobozia sunt și practicanți de arte marțiale, tenis, șah și așa mai departe. Vreau să avem un program dedicat pentru aceste cluburi. Acolo sunt profesori dedicați, îndrumători dedicați, care merită să fie susținuți din partea autorității publice locale. Din acest motiv vom investi și la nivelul primăriei în infrastructura și în programele destinate copiilor Sloboziei. Sunt foarte mulți tineri, foarte mulți copii care doresc să practice un sport și e păcat ca Slobozia să nu facă mai mult pentru ei. Ultima pe listă, lista asta scurtă în domeniul de sport, va fi susținerea pentru echipa noastră, Unirea Slobozia, în nou parcurs în Liga 1 și pentru echipa de handbal a orașului. Închei, practic, o trecere în revista acestor obiective pe care le-am propus. Să știți că sunt rezultatul unor discuții extinse cu colegii, cu cetățenii, cu toți oamenii de bună credință care își doresc să aducă ceva în plus pentru Slobozia. Sunt proiecte perfect realizabile, vă garantez. Pentru majoritatea dintre ele avem deja finanțare. Lucrurile acestea sunt, aceste aspecte sunt gândite deja și veți vedea că se vor materializa cu mare viteză în momentul în care venim la primărie. O să încerc să închei mulțumind, de fapt, adresând câteva cuvinte lui Ștefan Mușoiu. Vreau să-i urez și eu mult succes în candidatură ca europarlamentar. Deși președintele Marian Pavel a plecat la o reuniune foarte urgentă la București și nu-i prezent acum, îi transmit aceleași gânduri de stimă, simpatie și susținere în candidatura lui la Consiliul Județean. În mod direct lui Adi Mocioniu și lui Gabi Mușat vreau să le mulțumesc pentru că suntem o echipă deja. Și tuturor consilierilor care se află pe lista de consilieri locali pe care i-ați văzut cu toții aliniați. Echipa PSD Slobozia este cea mai puternică. Împreună dezvoltăm Slobozia, împreună vom fi învingători pe 9 iunie.